În sezonul rece, arborii nu mai sunt în vegetație și este perioada propice pentru toaletarea lor, motiv pentru care mai multe echipe alese pe IGM Deva sunt în plină campanie de pregătire pentru primăvară a coronamentului arborilor din oraș. Este continuă în perioada rece, în perioada în care arborii nu mai sunt în vegetație. Noi ne urmăm planul pe care l-am stabilit la sfârșitul anului trecut. Suntem în grafic, ca să spun așa. Tragem tare pentru că azi mâine arborii intră în vegetație și trebuie să răspundem tuturor solicitărilor pe care le avem din partea asociațiilor de proprietari, din partea persoanelor fizice și acolo unde am constatat că este nevoie să intervenim. În acest moment suntem cu trei echipe, două echipe sunt în interiorul cartierelor și o echipă este la intrarea în municipiul nostru, acolo unde reducem înălțimea arborilor foarte înalți și aici mă refer la proprii care sunt la intrare în Deva. SPIGM este un serviciu public cu personalitate juridică, fiind organizat de către Consiliul Local al Municipiului Deva și se află în subordinea directă a acestei autorități, având ca principal obiect de activitate întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, a zonelor de agrement, a locurilor de joacă, a bazelor sportive și a fântânilor arteziene de pe domeniul public și privat al reședinței de județ.